Te salut în IT World. Hai să descoperi. Cred că cunoașteți diferența dintre noțiunile cifră și respectiv număr. Cifra este un simbol grafic folosit pentru reprezentarea numerelor. Deci numerele conțin cifre sau numerele sunt alcătuite din cifre. În sistemul de numerație zecimal, adică în sistemul de numerație în baza 10, cel cotidian, cel pe care îl folosim noi, avem exact 10 cifre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Din aceste cifre putem să alcătuim orice număr. Să luăm un exemplu. Numărul 4592 este compus din cifrele 2, 9, 5, 4. Adică avem 2 pentru unități, 9 pentru 10, 5 pentru sute și 4 pentru mii. Numărul natural 4592 este compus, este format din aceste 4 cifre. Dacă vrem să construim un program Scratch care descompune acest număr în cifre, avem mai întâi nevoie de două variabile. Variabila n, care va memora valoarea 4592 sau, desigur, orice alt număr natural. Puteți să scrieți alt număr în locul acestuia. Și variabila notată UC, pe care o utilizăm la memorarea ultimei cifre. UC înseamnă ultima cifră în cursul prelucrării. Pentru a crea aceste variabile, deci N și UC, utilizați butonul Creează o variabilă, buton ce se regăsește în grupul Variabile. Programul va fi ceva de genul acesta. Rularea se va face prin click pe steguleț. Se setează N la 4592 sau la altceva, o să vedeți. Puteți să treceți aici, așa cum am mai zis, orice alt număr. Și se vor executa cele 3 instrucțiuni din structura repetitivă cu test inițial. Da, este cu test inițial. Deci, dacă am introduce, de exemplu, valoarea 0, nu s-ar afișa nimic, pentru că instrucțiunile din ciclu se vor executa doar dacă condiția n egal 0 nu este adevărată. La n egal 0, ciclul se termină, adică dacă n este 0, nu se execută cele 3 instrucțiuni din interiorul structurii repetitive. Altfel, dacă n nu este 0, și vedeți aici nu este, atunci se va seta UC la N mod 10. Personajul spune această valoare, adică valoarea se va afișa timp de 2 secunde pe ecran. Apoi se setează N la partea întreagă din N supra 10. Și aceste 3 operații se vor tot repeta, tot așa, în continuare, până când N devine 0 și ciclul se termină. Așa cum ați observat, în acest program
se evidențiază două operații importante. N mod 10 calculează restul împărțirii lui N la 10. De exemplu, 4592 mod 10 este egal cu 2. Interesant. Deci, prin aplicarea operației mod 10, se obține exact ultima cifră a lui N. Mai observăm și operația parte întreagă. Deci, avem parte întreagă din N supra 10. În scratch, N împărțit la 10 are o valoare reală, adică rezultatul poate conține zecimale. Pentru a obține rezultatul fără zecimale, se aplică funcția parte întreagă. Această funcție se poate selecta din lista derulată, așa cum vedeți în imagine. De exemplu, dacă se aplică operația parte întreagă din 4592 supra 10, rezultatul va fi 459 în 3. Interesant. Deci, astfel am obținut un nou N prin eliminarea ultimei cifre a valorii vechiului N. Iată. Reținem în variabila UC ultima cifră prin utilizarea operației mod 10 și eliminăm ultima cifră din N prin aplicarea funcției parte întreagă din N supra 10. Repetând aceste operații, vom obține pe rând cifrele care compun valoarea N. În momentul în care N devine 0, ciclul este oprit de condiția din puzzle-ul repetă până când, așa cum am mai arătat. Activitate practică. Construiți individual un program Scratch care citește de la tastatură valoarea N și descompune acest număr în cifre. Cifrele să fie afișate pe ecran cu utilizarea puzzle-ului Spune pentru 2 secunde. Față de ce am discutat până acum, singura noutate este cerința de a citi valoarea lui N de la tastatură. Pentru aceasta, utilizați puzzle-ul Întreabă și așteaptă din grupul Detectare. Apoi combinați puzzle-ul Setează N la cu parametrul Răspuns aflat tot în grupul Detectare. Să rulăm în Scratch programul construit. Dăm click pe steguleț și iată, se cere introducerea numărului N de la tastatură. Introducem 4592 și apăsăm Enter. Ecran apare 2, 9, 5, 4. Și programul se termină. Dacă mai rulăm o dată programul, tot cu click pe steguleț,
și introducem alt număr, de exemplu 1, 2, 3, 4, 5, 6, adică 123.456, și apăsăm Enter. Numărul se va descompune în cifre de la dreapta spre stânga, în felul următor. Se afișează 6, 5, 4, 3, 2 și 1, după care programul se termină. Descompunerea unui număr în cifre poate fi foarte importantă. De exemplu, dacă vă uitați la codul vostru numeric personal înregistrat în certificatul de naștere, de exemplu, puteți să deduceți anul în care v-ați născut dacă descompuneți în cifre acel cod. O să observați că cifrele de pe poziția a doua și a treia din față vor da exact anul. De exemplu, dacă aveți 03, înseamnă că v-ați născut în 2003. Dacă aveți 15, înseamnă că v-ați născut în 2015. Și așa mai departe. Deci, operația poate fi, operația de descompunere în cifre a unui număr poate fi foarte importantă. Succes! La revedere!